Înainte de a se inventa filmul, a fost inventată tăietura. În mare parte se datorează unui magician francez numit Georges Méliès. Arta cinematografului, în viziunea lui Méliès, era doar o simplă atracție de bâlci. Trucuri, scamatorii și magie, aparatul de filmat era unealta scamatorilor moderni. În mai puțin de un deceniu, Méliès a creat peste 500 de filme, printre care cel mai cunoscut film al său, O călătorie spre lună. Din păcate, filmul a fost luat de către Thomas Edison și a fost difuzat în America, acesta luând toată gloria. Investiția în acest film, la acea vreme, l-a ruinat pe Méliès, forțându-l să vândă tot ce avea și să devină un simplu vânzător de jucării. În 1938, acesta se stinge, luptându-se cu cancerul, în timp ce lucra la noua lui peliculă, Fantoma. Este înmormântat la Paris, în cimitirul Pierre Lachaise. Méliès a lăsat ca moștenire bazele efectelor speciale, filmul modern datorând foarte mult viziunii sale creatoare. Tăietura stop este o trecere rapidă de la un cadru filmat la altul. Dizolvarea este o trecere treptată de la un cadru filmat la altul. Dubla expunere este o peliculă filmată peste altă peliculă. În funcție de iluminare, se poate realiza apariția mai multor personaje în același cadru,